Fero, iubim apa. Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Cine ești tu? Invitatul meu de astăzi este domnul Eckstein Kovács-Peter, fost consilier prezidențial, fost senator de Cluj mulți ani și în momentul de față avocat și liber profesionist, activist. Bine v-am găsit! Mulțumesc de invitație! Să ne spuneți, pentru că emisiunea noastră se numește Cine ești tu, eu le-am prezentat telespectatorilor noștri așa câteva dintre funcțiile dumneavoastră importante pe care le-ați deținut. Să ne spuneți ce faceți acum, că v-ați retras deja de ceva ani din politică, să zicem. Da, păi acum, cum să zic, am situația fericită, dacă vreți, că m-am putut retrage în profesie, da? Și nu e ușor, da? Pentru că ieși din mână. Acum am fost 12 ani senator și tot timpul în comisia juridică, adică n-am probleme. Da, dar nu ați profesat ca și avocat, n-am probleme ca să cunosc legislația. Dar totuși, dacă ești avocat, trebuie să știi unde este clanța, ce chichiță are judecătorul sau judecătoarea cu care ai de a face. Deci, cum să zic, am cam ieșit din mână și nu este ușor, recunosc acest lucru, dar totuși cred că este mai ușor pentru un avocat să revină în profesie decât, știu eu, un chirurg care 12 ani nu taie, da? Cred că situația lor e una mai grea. Așadar, cât ați făcut pauză din profesia de avocat? Aproape 20 de ani, nu? Păi da și nu, adică nici acum nu este chiar interzis parlamentarilor avocați să profeseze. Da, mă gândesc că nu mai aveați timp. Dar sunt cauze pe care nu le poți lua. Nu poți lua cauze împotriva statului, de exemplu, care este ceva normal, adică recunosc acest lucru, dar asta înseamnă că o grămadă de cauze cu retrocedările, cu cauzele împotriva Consiliului Local, dacă vreți, și asta se consideră stat. Da? Deci a trebuit să renunț la majoritatea cauzelor mele. Eu sunt civilist, nu sunt penalist și la penaliști sunt interdicții. Deci nu a fost o renunțare totală la avocatură, dar o scădere foarte drastică a timpului pe care l-am putut afecta și a cauzelor la care am putut să particip. Și când ați revenit în profesie, cam câte cauze v-ați luat așa ca să vă intrați în mână? E greu de spus câte cauze. Am cauze pentru că totuși sunt un om cunoscut în comunitatea clujană și nu numai. Și oamenii au încredere în mine. Deci am cauze, dar nu mă duc zilnic la tribunal, ca să zic așa. Știm că sunteți o persoană cunoscută. La un moment dat, în săptămânile trecute, v-am văzut în oraș pe o străduță mai mică și relativ scurtă și cred că v-a oprit pe strada aia atât de scurtă, v-ați oprit cu vreo 5 oameni. Așa, la povești. Când ieșiți, să zic, la cumpărături sau la o plimbare, cam cât vă ia ca să stați de vorbă cu toți cunoscuții pe care îi întâlniți? Asta depinde, dar slavă Domnului, oamenii mă cunosc și mă salută și e normal să schimbăm câteva vorbe. Eu cred că am fost un parlamentar bun. Apropiat de oameni, cum ar veni. Apropiat de oameni și mă rog, acum deja este o anecdotă. Era, știu eu, prin anii 90 și domnul Funar era primar în Cluj
și el trebuia să-mi dea un birou, biroul senatorial, și nu mi-a dat din vari motive. Cred că le putem intui. Și atunci am făcut o acțiune de asta, mi-am scos biroul în fața primăriei și mi-am ținut audiența pe stradă, pe moților, da, în fața intrării principale în primărie. Și, cum să zic, am rămas cu gura căscată. Oamenii au venit acolo cu problemele lor reale, adică, și-au dat seama că e un protest. Dar totuși, a fost audiență, am spus că o fac în stradă și au venit. Deci ăsta întotdeauna mi-am ținut audiențele și am avut un aflux serios de cetățeni care veneau cu problemele lor. În primul rând, probleme juridice, mă rog, în care un parlamentar are pe undeva mâna legată, chiar și dacă este avocat, să dea consultații, că este interzis să facă, dar totuși să spui că are câștig de cauză, merită să te duci în instanță sau cauza e moartă, nu te ocupa, nu dă bani. Cel puțin aceste, cu un sfat i-ați ajutat. Cu un sfat, exact. Există o cale de mijloc în care să nu faci pe avocatul, cum să zic, clandestin, dar totuși să-i ajuți pe oameni. Există cale. Dumneavoastră ați fost, așa cum spuneam la începutul emisiunii, și consilier prezidențial al domnului președinte Traian Băsescu. Cum a fost acea perioadă pentru dumneavoastră? Deja am înțeles că ați făcut naveta Cluj-București, probabil că în acea perioadă mai mult a stat în București decât în Cluj. Da, cred că a fost perioada cea mai interesantă din cariera mea politică. Să fii parlamentar e un lucru ultra interesant, poți să-ți servești comunitatea. Și e o responsabilitate mare, mă gândesc. Responsabilitate pentru... mare, dar să lucrezi alături de președintele țării e pe undeva, e o sferă mai mare în care eu cel puțin așa am perceput și așa și a fost, da? Deci problematica care ți se deschidea și în care puteai să ai o vorbă de spus, o părere de spus, era mult mai mare. Totuși, președintele României reprezintă țara. Deci e un pol de putere foarte, foarte puternic. Președintele și administrația prezidențială. Și domnul Băsescu era un președinte care chiar că se consulta cu consilierii lui. Deci consilierii nu erau doar de formă acolo și da, domnia da. Sa să facă cel taia capul. Dau exemplu, un coleg de-al meu, tot avocat și politician UDMR, a fost consilierul unui prim-ministru și povestea că odată pe lună se întâlnește sau s-a întâlnit cu primul ministru și atunci l-a consiliat și au discutat. Ei, eu cu președintele României, săptămânal, de 4-5 ori ne întâlneam. Și avea, acum, cum să zic, relația noastră a fost instituțională, dacă vreți, da? Dar cred că pot deja să spun că ne chema pe cei, nu știu, 7-8 consilieri pe care credea el de cuvință să-i cheme și ne întreba, ce probleme aveți? Normal că nu te duceai cu probleme de astea curente sau mărunte, dar dacă aveai o problemă, dacă ți se semnala o problemă, puteai să o ridici, adică o posibilitate enormă. Da? După care, când s-a terminat acest prim tur, uite că am și eu întrebări. Și atunci venea dânsul cu întrebările care, desigur, nu se refereau în cauza mea numai la problemele minorităților. Eram consilier pe minorități, da? Da. Mă întreba, nu zic că chiar toate problemele, dar o mare parte a problemelor care frământau țara, dacă vreți. Și aveai posibilitatea să exprim un punct de vedere. Deci a fost pentru mine perioada cea mai interesantă, dacă vreți, a vieții mele de politician. Oare vă mai amintiți care a fost cea mai, să zic, grea situație în care a fost nevoie să-l consiliați pe președinte? E greu de spus, dar dacă mă gândesc la, cum să zic, la felia mea de competență care era,
Eu eram care am venit cu inițiativa ca domnul președinte să se ducă la Tușnad și să se întâlnească cu, cu primul ministru al Ungariei. Da? Pentru mine mi s-a părut important că oamenii tari ai celor două țări să se cunoască mai bine, să se întâlnească, să se vorbească, dacă vreți. A fost inițiativa mea și, până la urmă, acest proiect a reușit și cred că a avut un efect benefic pentru ambii politicieni și mai ales pentru ambele țări. E un exemplu, au fost multe. Era perioada cât am stat în Cotroceni, era și perioada economică mai grea, adică s-au luat niște decizii care nu au fost foarte populare. Dacă ne referim la tăierile de salarii? Între altele, da. Era și, deci erau probleme cu greutate în acea perioadă. Mai grele decât acum? Nu știu, nici acum nu e o situație ușoară. Cum vedeți dumneavoastră din afară, să zic așa, dar cu experiență și cu bagaj în spate, să spun așa, cum vedeți acum perioada economică? Perioada economică, eu cred că economia, chiar dacă politicul nu este unul foarte prietenos, dacă vreți, din punct de vedere macroeconomic, din acest punct de vedere, dar e o perioadă în care economia totuși merge. Duduie. Și, ei, duduie, nu pot să spun că duduie, dar merge. Și cred că este totuși rolul și priceperea clasei economice, ca să zic așa, a întreprinzătorilor români în primul rând. Eu nu sunt un autoflagelant, cum sunt mulți, că noi suntem o țară înapoiată cu oameni care pleacă nu știu ce. Nu. Suntem o țară cu oameni normali, în primul rând de vedere, și românul, mă rog, în sens larg de cetățean român, da? Au spirit de întreprinzător, au spirit de a se descurca. Suntem o țară cu oameni educați și cu mulți oameni care fac ca această economie să meargă. Câteodată și în dauna politicului, dacă vreți. Mă așteptam acum să-mi spuneți așa niște chestiuni mai sumbre, că o să picăm în groapă, că vine criza economică, că vom intra într-o bulă, știu eu, imobiliară, că se tot vorbește de imobiliar, dar pot să zic că nu, n-a spus chiar ce așteptam eu să spuneți. Scuze că sunt optimist. E foarte bine, poate că ar fi bine, nevoie și criza de economică oameni. A venit peste voința și peste puterile noastre în 2000, știu eu, 9 sau când a început această criză. Deci nu exclud posibilitatea să vină o criză economică mondială sau europeană, dar cred că de capul nostru nu o să intrăm în criză. Domnule Eckstein Kovács, vreau să vă întreb, de ce ați luat decizia să părăsiți barca politicii, să zic așa? Da. Pentru că ați fi putut să mai rămâneți încă cel puțin parlamentar. Mă rog, părerea mea este că politica este o chestiune serioasă și care este și fascinantă. Adică și domnul Ion Iliescu, care, mă rog, nu e chiar feblețea mea, ca să mă exprim așa, da? Și el spunea că iese cu picioarele înainte din politică. E o chestiune foarte complexă și cred că am zis expresia de fascinant. E fascinantă, da? Trebuie să fii atent la mii de amănunte ca să fii de succes și ca să ajuți, da? E părerea mea. La mine au fost motive familiare. Am lipsit foarte mult din familie. Am făcut naveta 17 ani la București și a fost nevoie de mine acasă la Cluj, așa că am zis pas, gata, vin acasă. Nu v-ați gândit niciodată să vă duceți familia cu dumneavoastră la București și cum ar fi să vă mutați viața în București, că oricum ați activat, mai mult erați acolo decât acasă? Eu sunt cu Jean.
Și, mă rog, meseria soției, situația copiilor, iarăși n-ar fi permis să mergem în București. Eu n-am de altfel rețineri față, nu sunt unul care zice în fiecare zi acolo Smitici. Eu m-am înțeles acolo. V-ați integrat și printre oamenii de acolo. Așa e, da. Este o plevușcă care e respingătoare și care poți să-i zici că sunt mitici, 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 dar foarte mitici. Dar pe de altă parte este și o lume educată, bună, cu care te poți înțelege. Sunt posibilități în viața culturală, chiar și în viața de zi cu zi, în care să te simți bine și în București. Dacă ar fi să faceți o paralelă între Cluj și București, ați observat în ultimii ani, de când v-ați întors la Cluj, ați observat că s-au adus și aici obiceiuri de acolo, indiferent că vorbim de viața culturală, de viața de zi cu zi, așa cum ziceți dumneavoastră, de evenimente pentru tineri. Nu înseamnă că excludem pe cei de peste 30 de ani. Bine, acum nu că spun eu, da? Clujul e un oraș respirabil, un oraș în care poți să trăiești. De altfel, specialiștii, nu eu zic, că există o mărime de oraș care este una simpatică sau în care poți să trăiești mai bine. Și astea nu sunt orașele foarte mari, cum este și Bucureștiu. Sunt orașele de câteva sute de mii de locuitori, până la un milion, dar poate mai apropiat de 500 de mii de locuitori, în care te simți acasă, spațiul este pe undeva al tău, cunoști. Îi cunoști pe oameni, dar totuși poți să găsești, dacă vreți, locuri în care te poți refugia și să fii anonim. În Cluj, viața culturală este la ea acasă. Clujul este, iarăși, nu eu spun, asta e un oraș studențesc, din ăsta trăim, din medicină, din studenți, din cultură, din ăsta trăim și să bat în lemn, nu e lemn. E plastic, dar e rezistent. Și eu mă simt bine în Cluj. Deci nu ați dat Clujul pe un alt oraș al României, nu? Nu, nici vorba. Nu v-ați gândit niciodată să plecați din țară? Ba da, m-am gândit înainte de 89. Deci ultimii ani, 1980, deja erau așa de apăsători și fără perspectivă, încât, cum să zic, m-am gândit și la această posibilitate. Eu nu sunt de altfel foarte plecător din țară, mă simt bine aici am prieteni, am familie, am de toate, da? Dar atunci, da. Atunci ați plecat. Atunci, da. După 90, nu v-ați mai După 90, gândit. Nu, nici vorbă. S-au deschis noi posibilități. Eu am intrat în politică chiar în 90, am fost în prima tranșă de politicieni, să zicem. Da, da. Am fost în Camera Deputaților. Era un mandat de 2 ani, dar era un mandat ultra interesant. Cu adoptarea Constituției, cu mineriadele, cu legi care sunt și acum în viață și sunt pertinente. A fost o perioadă ultra interesantă din viața politică. Vreau să vă întreb, pentru că ați adus vorba de legi și pentru că toți suntem într-un plin scandal al legilor, având în vedere modificările care se aduc codului de procedură penală. V-am văzut în repetate rânduri, pentru că vă urmăresc pagina de Facebook, am văzut că ați ieșit la proteste. Ați vrea să vă întreb dacă ați fost și acum, seriile trecute. Da, acum n-am ieșit din vari motive, mă rog, de viață personală, dar poate că astăzi, de exemplu, voi ieși. Mi se pare că e un civism normal ca să ieși pentru o cauză bună. Nu sunt activist ca să mă duc în fiecare zi, da?
dar pentru o cauză bună merită să aloci timp și să te duci acolo. Chiar dacă nu strigi, nu vorbești, dar ești acolo, areți o solidaritate și cu legile astea ale justiției, a contrareformei, nu reformă, justiție, vai de capul meu. Aici eu cred că este o cauză bună să te opui, să arăți că există o voință din partea, știu eu, curată a societății. Dar partea curată este cam 99 din societate. Nimănui nu-i place hoția, nimănui nu-i place ca să fie oameni deasupra legii, ceea ce se încearcă, da, acum să se facă. Nici nu sunt absolutist, că toate modificările sunt proaste care încearcă să fie făcută. Dar există o voință de a pune control politic peste justiție și, în primul rând, peste parchete, care este vizibil și de pe lună, sau de pe zidul mare din China. Se vede, da? E vizibil. Și cred că este, dacă se duce domnul Șora la 101 de ani, atunci, atunci merge și eu la 61 de ani mă duc. Mulți înainte, peste câteva zile e ziua dumneavoastră, nu? Sunteți născut în 5 iulie, la mulți ani de pe acum, că poate nu ne mai vedem până atunci. Vă gândiți să... nu știu, să reveniți în politică, cumva? Da, e greu de răspuns, pentru că am zis că politica este una fascinantă. Ceea ce n-o să fac, n-o să intru în politica locală, pentru că după ce am făcut ani buni politică pe plan național, după aia nu cred că e sănătos să revii în local. Da, da. N-o să fac asta și n-o să candidez ever, never pentru o poziție în București, pentru că m-am reîntors în Cluj. În afară de asta, ar mai fi soluții pe care nu zic că le resping de plano, dar aceste două lucruri, păi ar fi, cum să zic, o carieră după ce am făcut carieră pe carieră, mă rog, în ghilimele, da? Politică pe plan național. Păi e carieră, până ar fi, la urmă. Ar fi mediul internațional, care ar fi, cum următorul zic, pas. Un pas pe undeva firesc. Sau o construcție politică nouă, sau una care ar aduce un suflu nou, repet, nu în calitate de parlamentar sau de consilier sau ceva, iarăși cred că m-ar interesa așa, de principiu, din principiu, să pui mâna la o construcție serioasă. Aveți deja, ați început demersuri pentru asta sau e doar la nivel de plan sau e doar la o nivel idee? De idee, sigur că da. Domnule Ștencovaci, vreau să vă întreb cam cum decurge o zi din viața dumneavoastră de când nu mai sunteți în politică? Păi da, depinde. Când am procese, atunci... Atunci stați numai în instanță. Stau numai în instanță, nu stau chiar numai în instanță, dar am aceste, știu eu, tabieturi de avocat cu experiență mare și când am proces, atunci sunt primul în fața sălii de judecată ca să văd dosarul, ceea ce este posibil înainte de începerea dezbaterilor. Și atunci, mă rog, e o zi care este afectată muncii în instanță. Pe la prânz mă ocup de clienți care sunt și mai fac piața, mai am și un părinte în vârstă care se descurcă singur, dar pe care totuși îl mai întâlnesc. E nevoie și de dumneavoastră acolo. Da. Dumneavoastră spuneați că după 90 ați renunțat la ideea de a pleca din țară, totuși fetele dumneavoastră au ales să plece. Bine, am două fete din două căsătorii și prima a plecat copilă, da, cu mama. Cu mama, da. Deci acolo e o altă poveste, este iubitoare. Hai cu dubla cetățenie. M-au întrebat care e părerea mea cu dubla cetățenie și atunci vin cu experiența fiicei mele mai mari, care s-a născut și are cetățenia română, da, s-a născut aici.
a plecat cu măsa în Ungaria și a dobândit cetățenia ungară, maghiară, după care a învățat și a trăit foarte mulți ani în Germania și a dobândit și cetățenia germană. Deci este triplu cetățean. Și unde trăiește? Unde trăiește? Patra țară, unde nu este cetățean, dar, mă rog, acolo trăiește așa. Viața aduce, cum să zic, situații foarte diferite. Cu aia mică acum termină, mă rog, primul ciclu universitar în Olanda. Ce va fi, asta este decizia ei, e majoră, e foarte serioasă în gândire, n-o să impun să vină. Normal că omul ar vrea ca Ați vrea să vină acasă, dar... Desigur că da, dar este decizia ei care nu înțeleg să mă implic. De ce a ales tocmai Olanda? Și a ales o facultate ultra specială, curioasă, nici nu știu ce să zic. Îi se zice iArts, care e pe undeva o facultate care se ocupă de artă, dar nu un fel de artă, da? Fac și cinematografie, fac și teatru. Dar fac și lucruri, ăștia olandezii sunt foarte practici. Sunt și săraca, nu știu, trebuie să facă matematică, trebuie să facă inteligență de asta, robotică. E ceva foarte, foarte, foarte complex și interesant și a atras-o, de aceea s-a dus. S-a dus într-un orășel, de altfel, în Maastricht, care e un orășel mic, și se plânge, zice, Clujul meu drag, unde știam toate evenimentele, am toți prietenii și m-am dus într-un sătuc la olandez. Dar acolo funcționează această facultate. Deci cred că aveți șanse să se întoarcă acasă. Să vedem. Niciuna dintre fetele dumneavoastră nu v-a urmat în profesie să da, pe undeva este. Eu am ambii părinți juriști și deci la dumneavoastră e cum ar veni, ați dus tradiția familiei mai departe alegând profesia aceasta. Corect, așa este. Și nu se va duce mai departe. Mă rog, asta este. Păi cine știe, poate mică, viitorul ginere. E o mică nemulțumire. E o mică nemulțumire, da, asta e situația. Ce să fac? Mie mi-a plăcut mult această profesie de jurist, de avocat. Când am terminat liceul, am avut o dilemă, să dau la istorie sau să dau la drept. Și atunci, cum nu prea sunt pragmatic, atunci am fost pragmatic. Și am zis, cu dreptul, probabil poți să ajungi într-un oraș să profesezi. Dacă ești avocat, chiar și sub Ceaușescu, era totuși o profesie liberală. Ești mai liber. Și așa am și fost, da? Și mai te descurci mai bine decât avocat, decât un profesor de istorie. Și atunci am decis să mă duc la drept, dar m-am gândit mult, adică mă atrăgea și istoria. Și nu v-ați gândit să, nu știu, să deveniți magistrat? Îi respect foarte mult pe magistrații, adică și magistrații sunt oameni, există magistrați corupți, există magistrați care au resentimente față de minorități, de exemplu. Ați întâlnit în timpul proceselor, în care... Dar, cum să zic, totuși, regina profesiilor juridice este magistratura. Adică acolo e o răspundere imensă. De ăsta îi și apăr, cum să zic, până la cuțite îi apăr independența lor și să-și poată să-și facă lucrul bine. E o profesie extrem, extrem de importantă și dacă sunt facilități, că te poți duce mai repede în pensie sau să iei un salar mai mare, eu spun că merită. Trebuie să le dai și o recunoaștere socială pentru munca pe care o fac. Am un respect deosebit față de magistrați. Asta e. Și totuși, dumneavoastră ați ales să mergeți pe partea de avocatură. Nu v-a atras partea de magistratură? Păi am intrat în avocatură, nu mai știu când, în 75 sau când am intrat în avocatură, în care să fii magistrat
mă rog, în regimul comunist nu era un lucru ușor. Prea ușor să rămânem la acestea. Și acolo a fost magistrați buni și magistrați proști. Dar nu era ușor. Dar avocatura era pentru un spirit așa mai liber. Libertin. Cum liber, hai să rămânem la liber, da? Avocatura venea ca și o mănușă. Și după aia am intrat în politică, nu mai era cazul să mă gândesc la magistratura. V-a părut rău sau ați regretat vreodată că ați spus atunci, în anii 90, stop carierei de avocat? Oarecum ați spus stop, chiar dacă ați mai avut contact cu această profesie. Ați regretat vreun moment că atâția ani... Acum omul ce să regrete? A fost o decizie cu bune, cu rele, da. Dar a fost o decizie pe care l-am luat în cunoștință de cauză, consultându-mă cu familia, desigur, și am luat această decizie. Nu pot să zic că regret această decizie. Acum, dacă o regretați, nu mai spuneți. Nu regret. Și acum trebuie să vă întreb, în România cum se trăiește mai bine, ca politician sau ca avocat? Păi depinde. Avocatura, slavă Domnului, zic eu, s-a deschis. E o meserie deschisă, adică poți să intri în avocatură. În Cluj sunt 1000 de avocați, în București cred că sunt 10.000 de avocați. Deci nu mai este o castă, cum este casta notarilor sau executorilor, care a rămas o castă. Da? Avocatura nu, s-a deschis. Sunt foarte mulți care au intrat, tineri, și acum, cum să zic, cine reușește, reușește, cine nu, nu. E o piață absolut deschisă, liberală, dacă vreți. Există o pătură foarte, foarte îngustă, care câștigă colosal, care sunt ultra bogați, le merge foarte bine. Ne referim la marile case de avocatură sau la avocați marile care case au fondat? De avocatură sau avocați care, mă rog, sunt pe undeva de frunte în comercial, în penal, în civil, în civil poate mai puțin, da? Care se descurcă extrem de bine. E o pătură de mijloc largă, da, care trăiește din avocatură, dar nici vorbă să se îmbogățească. Și există iarăși o pătură destul de largă care, cum să zic, se descurcă, nu se descurcă, se lasă de avocatură pentru că nu poate trăi din avocatură. Asta e situația prezentă. La politicieni, cel care își folosește influența în scopuri neprincipiale, acela iarăși se descurcă mai mult decât binișor, da? Dacă ne uităm la politicieni de frunte, la domnul Dragnea, dar nu Dragnea este cel mai bogat și cel mai... Dacă ai fost lefegiu la stat, chiar dacă ai fost parlamentar, nu îți permiți să ai proprietăți imobiliare cu, nu știu, cu Darius Vâlcov, care să dau un alt nume, care... Și conturi de sute de mii de euro și... Conturi și în Panama sau undeva, dar nu poți face. E o leafă din care poți să trăiești decent, am trăit, cred și eu, am trăit decent. Momentan, salariile, nu sunt salarii, mă rog, pe care le primesc parlamentarii. Indemnizațiile. Indemnizațiile, da, sunt destul de bune, da? Se poate trăi fără grija zilei de mâine, poți să faci mici economii, da? Pe mine, de exemplu, a fost escapada doamnei Bica cu doamna... Udrea, da, în Paris. În Paris, da, și atunci se punea problema că s-au cazat la un hotel la care, mă rog, în scopuri oficiale, dar am fost și eu, e un hotel foarte scump, da, și la care, doamne... N-ar ajunge o indemnizație, doamna, de parlamentar pentru un weekend întreg de cazare acolo, nu? Ar ajunge, dar strict de cazare, poți, fără shopping. Nu-ți poți permite totuși. Și doamna Bica a încercat să explice că, da, îmi permit, mai predau la Institutul de Magistratură, mai ăsta, mai aia,
dar nu-ți poți permite. Nici, cum să zic, din leafa de parlamentar te duci la un hotel onorabil, nu știu. De 4 stele, să zicem. De 3 stele, hai de 4 stele, la Paris mai bine 3 stele, te duci. Adică nu-ți poți permite să stai o săptămână în Paris într-un hotel de lux. Îți poți permite dacă ai surse de altă natură. Adică, cum să zic, în Parlament și din indemnizațiile din Parlament nu poți trăi așa de bine, da, ca și un avocat de succes, răspunzând în final întrebării dumneavoastră. Deci până la urmă nu ați făcut rău că ați revenit în profesia dumneavoastră din politică. Rog, au fost alte motive, nu? Am înțeles. Nu ca să fac eu avere. Ați adus vorba de doamna Udrea și aș vrea să vă întreb dacă în perioada când erați consilier prezidențial, la masa la care erați împreună cu ceilalți consilieri venea și doamna Elena Udrea. Doamna Udrea, ca și ministru, avea acces, desigur, la administrația prezidențială și m-am întâlnit de mai multe ori cu ea, cu diferite evenimente de acest gen. Eu, de altfel, am avut o relație, dacă vreți, colegială cu doamna Udrea, care a fost un politician așa deschis, cu care puteai să discuți probleme. Am avut o relație chiar deschisă cu ea. Nu pot să zic nimic de rău din perioada în care am fost la Cotroceni. Cu celelalte, cu problemele legale, eu nu mă bag, adică încerc să fiu principial și cred că sunt și principial. Apropo de acum de condamnarea domnului Dragnea. Dacă eu n-am comentat condamnările unor oameni din UDMR, chiar am zis că nu există, în opinia mea, nu există ca cineva să fie vânat numai pentru că e ungur în justiție. Sunt judecători care greșesc, sunt judecători care, am mai zis, care au oftică pe rom, pe unguri, pe evrei sau ceva. Dar să fie o vânătoare de unguri sau de demnitari unguri, chiar dacă zice Partidul de Guvernământ din Ungaria, chiar dacă zice UDMR-ul, nu sunt de acord cu ei. Da? Și eu zic, în afară de un singur caz în care cunosc toate amănuntele și pot să zic că sentința a fost nedreaptă, în mod vădit. Vorbesc de cazul lui Marco Attila, nu știu dacă avem timp să discutăm despre ea. Da? Dar în rest, eu iau de bună dacă cineva a fost achitat și mă bucură dacă a fost achitat cineva. Îmi place libertatea. Cred că închisoarea e pentru situații extreme. Da? Dacă cineva este agresiv și putem prezuma că va fi agresiv și pe viitor, dacă e. Sunt situații în care trebuie să îi scoți pe oameni din societate, din producție, dar nu mă bucur când se întâmplă și nu îmi vine pe limbă să comentez decizii, soluții ale instanțelor, pentru că nu cunosc dosarele și am prezumția asta că magistratul e cunoaște cauza, e drept și aplică legea. De aici pornesc. Ăsta cu Marco Attila a fost condamnat pentru că a participat la restituirea unui liceu din Sfântul Gheorghe către Biserica Reformată. Și eu eram ministru și la un moment dat era în vârful pixului meu ce clădiri se restituie cultelor și minorităților. Și am propus Guvernului României ca acest liceu să fie retrocedat Bisericii Reformate și cunoșteam dosarul, cum să zic, de la A la Z. Și când a fost trimis în judecată, domnul Marco, care practic a pus în aplicație o hotărâre de guvern, da? Atunci eu m-am dus așa încet, încet până la DNA și m-am autodenunțat. Am zis că dacă ăsta a executat o hotărâre pe care l-am promovat eu, atunci și eu sunt vinovat. Da. Și ce v-au zis procurorii? Procurorii m-au ținut vreo an jumate, așa pe scăunel. Și după care au constatat că n-am săvârșit o infracțiune. Și n-am săvârșit o infracțiune. Și dosarul ăsta cunosc. Și aici nu înțeleg și nici în ruptul capului cum de a fost condamnat. Dar este singurul caz în care dumneavoastră ați comentat. Că am fost implicat, a fost dosarul
cum să zic, a fost și dosarul meu, dacă vezi. Cunoșteam toate piesele dosarului și care am zis că no, a fost o hotărâre nedreaptă. În acel caz a fost o vânătoare de unguri, așa cum ați folosit mai înainte expresia? Nu. Nu cred că faptul că era ungur a fost dirimant, dar chestiunea că s-a dorit a stopa retrocedările față de culte, cred că a avut. Deci un suport politic, cred că a avut. Deci a fost o implicare a politicului. Eu așa cred. Poate greșesc. Dar în rest nu mă pronunț. Am încredere în justiție și trebuie să avem încredere în justiție, pentru că altfel, cum să zic, altfel e trist. E greu de trăit, da. E greu de trăit și din avocatură apoi, nu? Da. Eu sunt, mă rog, soiul de avocat, intru în ședința de judecată și mă uit în ochii judecătorului sau judecătoare și încerc să-l conving de justeția cauzei pe care îl reprezint. Și trebuie să am această stare mentală, să am încredere că pot să-l conving. Dacă cred că, cum să zic, are o adversitate, vrea să mă înfunde pe mine sau pe clientul meu, atunci am dat-o dracului. Cum sunt magistrații tineri? Pentru că avem de câțiva ani, au fost puși în funcție mulți magistrați tineri, relativ tineri. Cum îi vedeți dumneavoastră? Am o încredere foarte mare în ei. Sunt foarte diferiți. Am dat de tineri foarte bine pregătiți și, cum să zic, dedicați profesiei de magistrat și de alții care sunt așa, se uită de sus la tine și la clienți și la toată lumea. Suntem diferiți și magistrații, da? Eu am încredere mai mare în tineri pentru că e o sită care cerne. E greu astăzi să ajungi în magistratură și cred că e bine, adică nu poți să faci salturi că azi ești procuror, mâine judecător și poi mâine avocat. Aceste salturi au fost, poate că se vor reintroduce, cum văd eu, PSD-ul. Dar deocamdată cerne sita. Și ca să intri în institutul de magistratură e greu. Ultra greu, examenele sunt grele, totuși trebuie să termin acel institut care are o greutate profesională. Deci am încredere, da, și tinerii de azi sunt mai deschiși la minte. Noi ăștia mai bătrâni mai avem. Reminiscențe. Cam așa, da. Mai avem doar câteva minute din emisiune și eu mai am doar câteva întrebări, că nu ne mai permite timpul, dar vă mai invităm la o emisiune ca să ne terminăm poveștile. Puteți să-mi spuneți, din perioada dumneavoastră de consilier prezidențial, care ați simțit că a fost cel mai greu și cel mai dificil moment? Cel mai dificil moment a fost cel al luării de rămas bun, pentru că eu întotdeauna am fost un susținător al Roșiei Montane și am fost întotdeauna împotriva utilizării cianurilor în minerit. E o poziție pe care l-am avut de ani buni. Și a fost publică poziția dumneavoastră, publică, cred că toată ceva, lumea, da, așa amintește. Și atunci când președintele a luat poziție, care, cum să zic, e un punct de vedere, da? Că stăm pe aur, atunci trebuie să scoatem din pământ. Cum să zic, a fost o contradicție în termini. Eu am fost consilier și ăsta a fost în descrierea jobului meu, că trebuie să îl susțin pe președinte în ceea ce spune. Și eu l-am susținut în foarte multe lucruri, chiar și care au fost puse în discuția publică, l-am susținut. La asta m-am angajat, da? Dacă ești angajat, atunci fă-ți treaba. Dar cu Roșia Montană am ajuns într-un punct mort și a trebuit să plec din Cotroceni. Care a fost reacția domnului președinte atunci? Da, una absolut normală. A zis, da, înțeleg, ai luat o hotărâre care se impunea. La revedere, îți mulțumesc. Știu, relațiile au fost bune. Bune, nu cordiale, nu prietenești, nu instituționale, dar corecte, absolut corecte. Și poveștile cu coniacul de după masă sau ceva, povești. Sunt mituri? Sunt mituri? Sigur că sunt mituri. Seriozitate maximă, ceea ce am văzut eu în cei 3 ani
la care am lucrat alături de președinte. Dacă ar fi să mai candideze domnul Băsescu pentru un mandat de președinte, ipotetic vorbind, l-ați vota? Nu o să răspund la această întrebare. Și o ultimă întrebare mai am. Dacă ați fi consilierul actualului președinte, al domnului Klaus Iohannis, ce l-ați sfătui pe parte de politica minorităților, ca să rămânem în sfera dumneavoastră în care ați fost și înainte? Cred că l-aș sfătui bine. Și în afară de faptul că, mă rog, eu sunt maghiar, da? În afară de asta, eu totuși am dobândit o experiență în legătură cu toate minoritățile din România. Sunt un avocat, da, al cauzei romilor din România, în care, cum să zic, e o etnie integrată în proporție de, nu știu, 90% în societatea românească. Nici nu știi că e rom, nu e rom, e avocat, e militar, are o meserie frumoasă, da? Dar este o populație într-o sărăcie lucie, nedemnă de calitatea noastră de membru al Uniunii Europene și care trebuie să fie ajutată. Și nu pot să schimb, știu eu, o persoană la 60 de ani, la 70 de ani, care deja este format și are obișnuințele ei, dar trebuie să ajuți ca generațiile care vin să fie integrate în societate. Și concret, ce sfat i-ați dat domnului președinte? O atenție mai mare și față de problematica romilor în special, dar și față de minorități. Suntem o țară în care, nu știu, 10-12% sunt minoritari și care merită interes și merită ca doleanțele lor să fie ascultate și un președinte mai și reprezintă, da? Deci, cred că aș fi un bun consilier. Un bun consilier ați fi. Domnule Ștencovaci Peter, mulțumim pentru prezența dumneavoastră în emisiunea noastră. Vă mai așteptăm. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim pentru atenție. Rămâneți pe NCN. Iubim apa.